Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod canal, eu sunt Ramsesa și în acest episod vreau să vă prezint un nou server. Scuzați-mă că mă fățuie un pic, dar sunt acces. Prima dată ne vom crea un cont. Bun, azi ne alegem. Hai că ni s-a blocat un picuț. 15 ani. Ne scriem e-mail-ul trick.hpp@gmail.com gmail.com. În caz că vreți să trimiteți ceva mesaje, puteți trimite pe acest email. Nu știu exact de cât timp este scris. 19 ianuarie 2018. Anul acesta, în ianuarie, sunt 100 de case, 54 de business-uri și 101 modele de mașini în joc. Aici este DMV-ul, după cum puteți observa și voi. Așteptăm, sunt pe server cu numele Ramses TM, am scris în Sampa Colentare, apare numele, scrate numele. Nu e problema asta, Ramses să fie, să ne cunoaștem. Să mă puteți cunoaște pe server. 80 de milioane este prețul Infernusului. La level 5, până la level, la level 5 poți aplica în astea. Da, până să ajungi la level 6 veți putea aplica în factor în taxi, paramedic, new reporter, school, instructor, până cu level 5. De fapt, la level 5 lăsați în comandarii port în caz că găsiți un cheater, troller, chestii de-astea. În momentul de față este activ și un event. Eventul constă în bilete la loto. Event da, bilete la loto, ai ajuns la sfârșit tutorialului. Acum, după ce observați și voi, avem un checkpoint roșu pus pe hartă. Acesta reprezintă punctul de unde ne luăm permisul auto. Zis al YouTube, n-am ce fac acum. Un obiect, uite, sunt în desfășurare un event cu obiecte. 6 obiecte cred că au fost ascunse. În caz că vă-l plac episoadele mele cu Samp, nu uitați, lăsați un like, mă ajută foarte mult și mă motivează să-mi continui seria de Samp. Acesta este serverul pe care voi continua episoadele acum înainte, cum am mai spus. Contul pe Bugged nu-l voi da, nu-l voi șterge sau chestii de genul, dar voi da averea, pică averea cea mică zis al ită. Da, averea care constă în 10 milioane cash, 10 milioane cash, un package, 2 X-Hiden, 41 de zile, 42 de zile și 1000 și ceva de, nu, 2000 de kilometri. Bun, l-am luat. Mai departe o luăm pe aici, am primit niște notificări pe YouTube. Nu contează, băiatul ăsta se strânge după noi și nu e ok. Sper să nu mă încurce la traficul meu, la test. Da. În caz că-l știți pe Evo și el joacă aici, și Sharpling joacă aici. Și am zis de ce nu, de ce să nu schimb serverul, de ce să nu joc pe un server nou care are în momentul de față 197 de playeri. Ai niște pe mașină. Căfă. Da, dar nu am bani. Dar mă duc să prezint mașinile cu ocazia
asta. Bonus. Da, exact. Există și un stress bonus. Pup. 7 milioane, level 4, culoare Haiden și se dă mai un shop. După cum puteți vedea, un premium account 60 și boy iPhone 40, avem 30. Nu știu ce să zic, ce să putea. 18 sunt la început. Mai se. Bun, de aici slash buicar chip vehicle, aici tot felul de mașini. 2 milioane, 4 milioane, 5 milioane, avem 7 milioane, așa că nu ne complicăm cu așa ceva regular. Car până în 7 milioane ne cumpărăm un Sentinel buicar, hai că noi ne luăm un Premier. Mașina se află aici, jos. Am dat 6 milioane pe ea. Ca status, deci stat. Ca status. Cred că mă duc să dau rent la o casă și să-i dau și parc la mașină. Pentru că da. Așa. O să fac eventuri cât de posibil și cât de mult pot eu, pentru că vreau să cresc în abonați, vreau să înmulțim jucătorii de pe acest server și de ce nu să profit de asta, pentru că până la urmă cine nu profită, adică ne aprindem și noi farmele care nu se aprind. Nu contează amenunțul acesta. Vreau să-mi iau fast skills. Hai că am delay. Băga mea lag. Hai că, da, am lag. Nu putem da rent și noi la o casă. Aici sunt undeva. Rent, casă, ceva. Uite că avem unde da rent. Rent room. Ne parcăm aici mașina. Slash rent room. Am dat rent room. Ne-am dat așa. Avem unde stai, dăm aici un parc la mașină. Păi îmi place și zona, sincer să fiu. 2, 3, 4, 7, 5, primul la gift box. Get gift. Este vreme dacă am mult de mers. Hai că nu avem mult. Hai, ne vedem la gift box. Am revenit, aștept un pic, face screenshot când dau aici și dăm aici un slash get gift. Am câștigat $400,000 din acest get gift. Să dăm un slash jobs. Detective, drug dealer, pizza boy, mechanic, arm dealer, garbage, fisherman, tracker, farmer, cashbacker. Nu sunt toate joburile pe care eu le știu, dar de când nimic este foarte bine, având în vedere că serverul este la început, are un potențial foarte mare, cum v-am mai spus. Are în momentul de față, dar că n-am nimerit butonul. 193 de player, când am dat să intru prima dată în pe server, a avut 230-240 de player, așa că da, are potențial, pot să spun. Ce să mai facem? Pot spune că acesta este sfârșitul acestui episod, minunat episod. Eu am fost Ramses, dacă v-a plăcut episodul și mai vedeți desigur alte episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, să share-uiți acest video la prieteni și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!